este încărcată de sfinți frumoși, de sfinți extraordinari, de populari și de apropiați de sufletul poporului, iar Evangheliile sunt din ce în ce mai frumoase pentru că se apropie ce? Nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. Poate ați avut ocazia sau obișnuiți să mai auziți prin circulația asta verbală a mass media mirajul sărbătorilor, farmecul sărbătorilor. Nu există nici miraj și nici farmec. Sărbătorile nu sunt mituri, sunt realități. De-aia vorbim noi în liturgica ortodoxă și în învățătura bisericii de anamneză, de sfințirea timpului, de comprimarea timpului, de actualizarea timpului și de actualizarea evenimentelor bisericii așa cum s-ar fi petrecut ele astăzi. La aceste evenimente a lucrat istoria, timpul, că ele s-au săvârșit într-un mod cronologic. Tot la aceste evenimente a lucrat Duhul Sfânt, că le-a împlinit spusele prorocilor, scrisul Scripturii, adică învățătura Scripturii, cuvintele Scripturii care s-au împlinit. Și apoi, darul lui Dumnezeu, care are ca suport, sau dacă vreți, ca întreagă, mi-a plăcut iarăși într-o zi o expresie, dacă ei săraci n-au treabă cu limbajul bisericesc și vin de pe tarlac, cum să spunem în termen popular, ci că care e sloganul acestor sărbători? Sloganele le găsiți numai în partide. Biserica are expresii duhovnicești. Cântări duhovnicești. Sărbătorile nașterii Domnului vin încărcate de puterea mântuitoare a iubirii dumnezești. Aceasta este definiția sărbătorilor. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său l-a trimis în lume să moară ca să ne mântuiască, cum spune acolo, să se nască și să crească să ne mântuiască. Ați văzut că de la Sfântul Nicolae încep să apară colindele, să le auzim pe la uși de bloc, la radio, la televizor. Ei le numesc obiceiuri de iarnă. Nu sunt obiceiuri. Colindele în general și cântările adresate lui Iisus în acest limbaj poetic și folcloric, dacă vreți, pe linie melodică, sub formă de poezie, sub formă de priceasnă, sub formă de cântare religioasă, sunt, de fapt, limbajul Sfintei Evangheliei expus popular prin cântec. Deci este aceeași expresie a Evangheliei. Dacă urmăriți șirul unui colin, veți vedea că el nu are în el altă încărcătură decât învățătura Sfintei Evangheliei. Un alt lucru pe care trebuie să-l țineți minte, ținta pentru care noi așteptăm aceste sărbători este și restaurarea omului, pentru că de aceasta a venit Hristos în lume, să ne scutească de două păcate grele. Păcatul strămoșesc, adamic, al neascultării și păcatul morții veșnice. Foarte des am văzut aceste sondaje de care se țin în general prin societate, când merge câte un artist din ăsta cu aparatul de înregistrat și întreabă ce este pentru dumneavoastră Crăciunul și ce este rușinos, nu e faptul că omul nu știe. Este rușinos că într-o țară cu 15.000 de preoți, cum e a noastră, noi avem în țară vreo 10.000 de biserici în toată România. Nu mai punem schituri și mănăstiri care sunt centre și vetre monahale de cultură religioasă, locuri și focare de rugăciune unde zilnic Sfânta Liturghie se jerfește și este de-a dreptul cutremurător
să te duci într-un sat la Țața Ileana, să găsești bătută antena Digi în măr sau pusă pe peretele casei sau pe stâlpul de la gard, să o găsești că are în casă calculator, iPhone, telefon, mobil, tabletă și tu nu știi ce este Crăciunul. Deci niște răspunsuri din acestea așa cosmice care fac dovada că, într-adevăr, nici profesorii de religie nu-și fac datoria cum trebuie în rândul elevilor, dacă copiii care vin acasă nu știu să spună părinților că la nașterea Domnului s-a născut Iisus, Fiul lui Dumnezeu din Fecioara Maria și sărbătorim începerea mântuirii noastre, pentru că între înviere și naștere e o singură diferență. Dumnezeu vine întâi în chip de prunc mic ca să arate smerenia și apoi devine om desăvârșit, să schimbă la față, înviază din morți, să urcă la cer și ne trimite nouă Duhul Sfânt. Asta deja e prea mult, dar nu se cere. Și doi, e rușinos că preoții slujitori care gestionează aceste biserici din satele respective pot fi atât de nepăsători față de acea turmă de credincioși. Am întâlnit chiar o situație, de ce vă vorbesc eu asta? Noi azi avem venirea la cină și trebuie să îmi fac pregătirea, adică ca să vedeți ce-i cu cina aceasta despre care se vorbește aici azi în Evanghelie. Deci e rușinos, spovedeam un preot și mi-a zis, părinte, am o parohie săracă, nu prea vin oamenii la biserică. Băiatul, dă-ți demisia și fă-te ca zangiu. Du-te, montează centrale electrice, pune parchet, te încuiește, izolează, bate tablă pe acoperișuri. Păi tu ești mezul. Tu ești magnetul care atrage satul. Nu vrei să meargă, să mergi tu spre sat. E de datoria ta să reușești să faci așa slujbă. E de datoria ta să ții așa predică. E de datoria ta să te apropii atât de mult de credincioși aia, încât ei să fie obligați în conștiința lor să te iubească și să te prețuiască și să tragă la tine. Nu vii tu să te plângi după 2000 de ani de creștinism că ai primit o parohie săracă. Toți sunt săraci, nu-i nimeni bogat. Dumnezeu e singurul bogat în milă și în îndurări că ne suportă cu aceste calități infecte în fața Harului Duhului Sfânt al Lui. Deci, cum poți să trăiești în nepăsare și să-ți se pară că e bine? Cum poți să trăiești în mizerie sufletească și să crezi că e bine? Și mereu mi-aduc aminte de aceasta. N-au suportat porcii de la Gadara pe dracu ei și au sărit în mare. Din bun simț, evanghelistul, ca să nu jicnească zona și pe populația de acolo, a spus și dracii i-a aruncat pe porcii în mare. Nu! Porcii n-au suportat să stea dracii ei și au sărit în mare. Exact cum noi ar trebui să sărim în haina Sfântului Botez când simțim pe satana în noi. Deci, asta face dovada că a fost nevoie, ca Dumnezeu să ne lase nouă în Sfânta Evanghelie de astăzi exemplu celor poftiți la cină. Și o să vedeți cât de puierile sunt scuzele și cât de murdare sunt gândurile celor poftiți la cina unui fiu de împărat care i-a chemat pe mulți la cină. Pentru că această cină nu este decât sfânta și dumnezeiasca liturghie, este euharistia pe care o luăm din potir, este împărtășania care ne îndumnezeiește, este centru și miezul credinței ortodoxe. Că așa spune Pavel, dacă Hristos n-ar fi înviat, credința noastră ar fi fost zadarnică. Și noi ne punem problema, după 2000 de ani de creștinism, vedeți, la modul în care suntem victimele. Nu suntem cauza. Vai, nu mai crede lumea în Dumnezeu. Dar ce trebuie oare să facă? Să-și aducă aminte de cuvântul care l-a spus Avram, bogatul în iad.
au pe Moise și pe proroci. Dacă de ei nu ascultă și dacă învie cineva din morți, tot nu vor înțelege. Deci, noi avem un răspuns. Răspunsurile noastre toate sunt în Sfânta și în Dumnezeiască Scriptură. Nu există alt răspuns. Că așa spune Hristos, dacă nu ați fi știut, niciun păcat nu ați avea. Dar n-aveți cum să aveți răspuns la păcatele voastre de vreme ce ați știut. Și iarăși vine Hristos și ne spune, dacă n-aș fi făcut eu, Iisus, minuni pe care nimeni nu le-a mai făcut, păcat n-ați avea. Dar acum n-aveți răspuns la păcatele voastre. Deci ai văzut învierea, nu crezi. Ai văzut Sfânta Lumină, nu crezi. Ai văzut botezul, nu crezi. O discuție la fel similară, așa într-o din viteză, ca să spunem, într-un loc, într-un punct oarecare al orașului, și a zis persoana în cauză, părinte, se vede că din ce în ce biserica dumneavoastră o să piardă tot mai mult teren. Și am zis, de ce? Se face din nou colectivul? Eu m-am prins ce vrea să spună, dar m-am făcut că plouă. Zic, da, se înființează din nou colectivul? Nu, părinte, nu la asta mă refeream. Vedeți, scădeți în sondaje. În ce, în ce, zic, cu cei cu sondajele, trage petrol? Și spune, zice, nu, nu, părinte, zice, ați văzut biserica, nu mai are 80% credincioși. Ei, nu mai spune, zic. Eu din ce am constatat, zic, spre stupoarea celor care vă dau dumneavoastră sondaje, am observat că se construiesc biserici, sunt pline, oamenii se roagă, postesc, se vorbește și în mass media la fel de bine de post și de sărbători și de biserică și de spovedanie și de toate. Da, părinte, dar ați scăzut în sondaje. Da, așa este. Dacă mă uit bine, într-adevăr, o să găsim 4% acelea care ne lipsesc de la 60 până la 100 în următoarea problemă.